Scriptura ne apără de amăgire. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Isaia, capitolul 8, cu versetul 20. Poporul lui Dumnezeu este îndemnat să se îndrepte spre Scripturi, ca spre un scut împotriva influenței învățătorilor rătăciți și împotriva puterii amăgitoare a duhurilor întunericului. Satana folosește orice plan posibil pentru a împiedica pe oameni să câștige o cunoaștere a Bibliei, deoarece declarațiile ei lămurite îi demască amăgirile. Atât de mult se va asemăna contrafacerea cu adevărul, încât nu va fi posibil să facem deosebire între ele, decât cu ajutorul Sfintelor Scripturi. Prin mărturia lor trebuie probate toate declarațiile și orice minune. Cei care încearcă să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu vor întâlni împotriviri și vor fi luați în râs. Ei vor putea să reziste numai prin Dumnezeu. Pentru a putea suporta încercarea din fața lor, trebuie să înțeleagă voia lui Dumnezeu așa cum a fost descoperită în cuvântul său. Ei îl pot cinsti numai dacă au o concepție corectă cu privire la caracterul său, la cârmuirea și la planurile sale și dacă lucrează în armonie cu ele. Numai aceia care și-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict. Privind către zilele din urmă, apostolul Pavel declara căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Acel timp a venit. Mulțimile nu doresc adevărul Bibliei pentru că el vine în conflict cu dorința inimii păcătoase și iubitoare de lume, iar Satana le oferă amăgirile pe care ei le iubesc. Dar Dumnezeu va avea pe pământ un popor care să susțină Biblia și numai Biblia, ca măsura tuturor învățăturilor și ca temelia tuturor reformelor. Părerile oamenilor învățați, deducțiile științei, crezurile și hotărârile consiliilor eclesiastice, la fel de numeroase și de contradictorii, cum sunt și bisericile pe care ele le prezintă, glasul majorității, niciuna și nici toate la un loc nu trebuie privite ca dovadă pentru sau contra unui punct al credinței religioase. Înainte de a primi orice doctrină sau precept, trebuie să cerem în sprijinul lor un clar, așa zice Domnul. Satana încearcă în continuu să canalizeze atenția spre om și nu spre Dumnezeu. El îi determină pe oameni să considere că episcopii, pastorii, profesorii de teologie sunt îndrumătorii lor și nu Scriptura, pe care ar trebui să o cerceteze ca să-și cunoască datoria. Atunci, stăpânind mințile acestor conducători, el poate influența mulțimile după voia lui. Când Hristos a venit să spună cuvintele vieții, oamenii de rând l-au ascultat cu plăcere și mulți, chiar și dintre preoți și conducători, au crezut în el. Amin.